Dar cum este să fiți o mamă cu ația copii și să nu aveți o certitudine de locuință unde să stați? Foarte greu. Este foarte greu. Dar ce să facem? Ce probleme are copilul dumneavoastră? Nu vorbește. Când nu înțeleg eu, o să mai nervea, să mai bate. La anul trebuie să mă duc cu el. N-ați început terapia? Nu. Că nu am bani. Nu. Aici dormiți toți? Da, toți. Toți câți? Ăștia care ne vedem și vine și băiatul. Eu am crescut la casa de copii, n-am părinți. De ce faci canto? Că sunt pasionată și îmi place să cânt. Ce vrei să devii tu în viața asta atunci când vei fi mai mare? Aș vrea să devin doctoriță, dar nu cred că o să se întâmple. De ce? Cum arată singurătatea? E cam greu, că na, trebuie să tai lemne, trebuie asta, asta e, m-am învățat și cu tăiatul, și cu treaba, și cu... Sunt și eu bolnavă, mă doar oasele, rinichii sunt. Cum arată o zi din viața dumneavoastră, ce faceți? Acasă, copii, spălat, mâncare, eu stau cu el la grădini până în 12, că nu stă. Dacă ar fi Doamne acum în fața ta, ce mesaje îi transmite? Ce îi vrea să-i spui dacă l-ai vedea în fața ta pe Dumnezeu? Că l-o iubesc. Dar ți-ar plăcea să ai o casă mai nouă? Da. Familia Iftime are nevoie de ajutorul nostru. Ei trăiesc într-o casă cu chirie. Copilul Nicolas are nevoie de terapie care costă foarte mult. Au rămas fără tată, iar condițiile financiare sunt unele precare. Haideți să fim alături de ei, donând în contul Asociației Speranță pentru România.